prezenți la ședință, pentru că sunt 7 consilieri. Lipsesc 2 de motivat, cred că să fie prezenți. Ce părere aveți vis-a-vis din ce pe ședință de astăzi? Cine pentru aceea pe ședință de astăzi spune și putem votați? Mulțumim! Pentru a trece ședința, este nevoie ca să alegem un președinte. Ce propuneți? Mai sunt propuneri? Nu sunt. Cine pentru aceea că ședintele la ședința de astăzi să fie domnul Mircea Gărbuș, poftim votați. Da, din posibilitate asemnării deciziilor de către domnul președinte, propun ca să votați alte candidaturi pentru a semna deciziile. Cine propune? Galin Gheorghiu. Cine pentru aceea ca Galin Gheorghiu, dar din posibilitate a asemnării deciziilor de către președinte, Mircea Gărbuș, poftim votați. Astăzi, la ordinea zi, avem 12 întrebări. Vedeți în față. La propunerea primarului, de către comisiile respective, au fost examinate în ședința comisiilor încă 3 întrebări. Și anume, întrebarea privire la a 13, privire la scutirea de impozit oficial pe anul 2013 agenților economici și gospodăriilor fermieri de fermier, raportor Anatolie Mireanu, 14, cu privire la aprobarea planului de asigurare transparenței actului administrativ local și implicarea cetățenilor în procesul decizional, raportor Anatolie Mireanu, și 15, cu privire la stabilirea impozitului funciar, calculat pentru pășpâșă nieții, raportor Mihail Mireanu, director fiscal. Votăm toată ordinea de zi propusă cu aceste 3 întrebări propuse sau ordinea de zi de bază 12 și apoi 3 întrebări, cum doriți. În întregime. 15 întrebări. Ce pentru aceea ca ordinea de zi să fie discutate aceste 15 întrebări, poftim votate. Mulțumim. Împotriva nu sunt. Ce din la prima întrebare? Cine pentru aceea ca să trecem la prima întrebare cu privire la instruirea Comisiei pentru acordarea ajutorului material și special? Stimați consilieri, referitorul la comisie, a fost instituit această comisie, dar cu acord sau a venit schimbări. Și de ce eu rog ca nouă componență a comisiei să fie votată azi în plenă? Ședinței de astăzi sunt următoare componență. Președintele comisiei, Mireanu Lovatov, secretarul comisiei, Panait Parastoia, asistent social, și membrii comisiei, Tatun Domnica, secretar, Consiliul Local, Niculiță Svetlana, medicul de familie, inspectorul de sector, astăzi pot să-l numesc, este Costiuc Mihail, pentru că până astăzi nu era, dar astăzi a fost numit prin ordin șef de post Costiuc Mihail, Gărbuș Tamara, directorul gimnaziului, și Cârlan Natalia, șef interimarul obiunții Cooperate. Adică, în componență m-am stăruit ca să includ absolut de toate instituțiile câte un membru din toate instituțiile, ca când va merge vorba de discutare a dosarelor, să fie prezenți mai mulți conducători de instituții. Asta la mine tot, dacă sunt de-a reportul. Sunt gata să răspund. Cine pentru aceea
concurs cu asistența socială, noi îndeplinim dosarele, depunem la asistența socială din Laguna, acolo se precaută, sunt. Dacă este nevoie, poți să... Dar data trecută eu v-am spus din câte dosare, dar vă amintiți, eu am dat dare de seama, din câte dosare depuse de noi către Consiliul Raional Basarabească și cât pot adopta. Adică, dacă nu mă greșesc, am avut 45 de dosare depuse, dar s-au acordat ajutor numai la 14 persoane. Cele de fost depuzate din bilete motive. Urmă. Hai să-mi întrebăm. Cine te plăcere că Sfinie sunteți deputat prima întrebare, ca să fie reștiem de Comisie de Rapă de Mureană, Tana Tarascoiu, Tăpân Domnica, Nicolit Stepana, Dărbu Stămană și Tana Tare. Cum așa? Deci, până la doilea întrebare. Privire la executare bugetului anul 2012. Raport, dar este în făcut, dar de șapte. Nu ați făcut ideea, la dispoziția de a pus raportul privind executarea bugetului la partea de bilet, la primării, la partea de cheltuieli. Privind utilizarea mijloacelor speciale. Ieri, la Comisia Bugetară, s-au discutat, la partea privind executarea bugetului pe anul 2012. Eu pot să vă spun general că bugetul la partea de venituri pe primărie în total s-a deplinit cu 96%. Și ce constituie venituri curente care vin în teritoriu din suma deplinirii a bugetului la partea de venituri, limitul la preferente care vin în teritoriu, 21% constituie. Restul vin transferul de la stat. Dacă vă interesați pe articolul la ce sunt deținit, la ce sunt deținit, detailat, obțin din întrebări. Ca teacă pot o an greu, pot vă spun, din cauza asta nu sunt deținit 100%, sunt la unii articoli pe acele critici, sunt de 50% în legătură cu sesiile care au fost luată în Republică. Mulți agenți economici, mulți pot doar pentru cena finală, surse financiare de scurte s-au achitat la vreme, s-au achitat și cu întârziere, de atâta procentul, parcă este mai mic, discrepiește. La partea de cheltuieli, sunt deplinit cu 93% față de perioada de cadru precizat. Iar pe articoli, începând la retribuirea muncii, pe cheltuieli totale, pe partea muncii, serviciilor. Poftim, dacă aveți să întrebați la mine. Trebuie să mă întrebări. Trebuie să mă întrebări.